Super. dar pe parcurs le-am schimbat domeniul. Sunt doctorand la protecția plantelor în cadrul acestei universități și îmi place foarte mult. Poate Cred. că pe viitor o să reușesc să fac și o pensiune, dar e nevoie de investiții prima. Da, știu, protecția plantelor este un domeniu extraordinar. Am un colaborator foarte bun, pe domnul dr. Horia Ghibu, dânsul e directorul Direcției Fitosanitare și deși n-am terminat agricultura, am învățat foarte multe numai realizând emisiuni cu dânsul. Deci, bună seara și bine ai venit și tu! Ei bine, ultimul, dar nu cel din urmă, este Liviu Roșca și tu ești doctorand în anul întâi. Ce facultate ai terminat, Liviu? Bună seara, am terminat Facultatea Construcției de Mașini, secția Inginerie Economică Industrială. Ok, bine ai venit și tu! Colaboratorul nostru, cel drag, Radu, te rog frumos să-mi spui cu ce ocazie i-am invitat pe acești tineri acolo, ce năzdrăvănie ai mai făcut tu? Da. Deci, seria de emisiuni care ne-am făcut împreună, vorbeam foarte mult despre inovație. Inovația este un cuvânt cheie care traversează în acest moment întreaga Uniune Europeană și care este motorul principal al competitivității și al reușitei acestei structuri care se dezvoltă astăzi pe continentul nostru. Aplicat în Transilvania, împreună cu cele două universități și, sigur, Universitatea Babeș, din care fac parte. Și de unde tu predai, de vreo 4 ani ai lansat un nou modul Mobile Business. Sunt niște rezultate foarte bune și la Babeș. Dar, în mod special, partea asta de inovație s-a potrivit foarte bine cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și, în același mod, și la Universitatea Tehnică. Aici am întâlnit oameni extraordinar de inteligenți și dorniți să pună în valoare tezaurul inteligent și inovativ al acestor instituții de prestigiu european. Îmi pare rău că, din păcate, nici rectorul Universității Tehnice, domnul Munteanu, și nici prorectorul Vlaicu nu se află la Cluj astăzi, că ar fi onorat invitația. Dar au delegat în cazul acesta pe doamna Liliana Pop, care s-a ocupat foarte atent de construirea unei rețele interne cadrul universității, pentru a stimula, pentru a mina în interiorul acestui tezaur fantastic care îl are universitatea și a pune în valoare aceste invenții, inovații, prin intermediul doctoranzilor, deci prin intermediul viitorului nostru. Domnul profesor Panfil, care este ctitor de școală și ctitor de discipline extraordinar de importante pentru acest moment, cum este biotehnologia, a lansat acest proiect în urmă cu un an în interiorul universității, iar rezultatele care le-am avut cu prilejul acestui simpozion, că de fapt noi suntem aici după un simpozion în care au performat copiii noștri. Deci, dânsul a reușit să dezvolte un spirit nou în interiorul Universității Agricole, un spirit inovativ care se simte foarte bine în comportamentul celor 60 de doctoranți cu care am lucrat timp de un an. Ceea ce s-a întâmplat vineri la agronomie și la politehnică este un lucru extraordinar. În primul rând că a ajutat foarte mult Clujul să rămână și să crească ca și un oraș inteligent și inovativ în rândul celorlalte orașe ale Europei, indiferent că discutăm probleme de asta, ne integrăm astăzi, este gulețele, atenție, sunt date celor care nu și-au făcut lecțiile. Repet, cei care nu și-au făcut lecțiile au primit stegulețe. Noi nu am primit niciun steguleț. La noi problemele s-au rezolvat. Dar faptul că am găsit această dorință din partea doctoranzilor, a tinerilor, să continue această activitate de inovare în interiorul instituțiilor noastre de prestigiu, a universităților noastre, este cel mai mare câștig pe care l-am avut. Deci, Radu, dacă ne uităm la posturile naționale, vedeam tot timpul proteste din partea institutelor de cercetare, nu sunt finanțați, n-au salarii, n-au buget.
tu te-ai străduit cu sprijinul tău ca în cadrul universităților și cu cei mai tineri participanți, să spunem așa, că absolvenții sunt cei mai tineri participanți la actul acesta de inovare, să nu mai folosească cercetători care poate s-au blazat sau poate s-au plafonat în activitate de ani de zile. Poate nu-i mai stimula nimic. Tu crezi că folosind inteligența tânără a absolvenților, rezultatele sunt mult mai performante decât într-un institut de cercetare din acela clasic, consacrat, cunoscut de noi, care erau tot timpul... Din păcate, aceste institute au rămas, într-adevăr, așa cum le definești tu, clasice și, eu le spun, arhaice și anacronice. Din păcate, oamenii de acolo n-au învățat o limbă străină sau un mod de a accesa fondurile europene. Dacă ar fi intrat în consorții de cercetare, dacă, sigur că nu cred că ar fi dus lipsa finanțărilor. Au fost programe lansate de Comisia Europeană care puteau fi folosite. Nu au fost folosite. Aproape deloc. Poate Bianca o să ne spună că a făcut și o radiografie a programului 6, PP6, pentru că noi lucrăm acum la pregătirea programului 7 și chiar căutăm atât institute de cercetări, cât și întreprinderi mici și mijlocii inteligente, alături de universitate, sigur, să le introducem în aceste programe. Reacția este absolut incredibilă. Pe nimeni nu interesează. Deci stilul ăsta de a sta la cerșit din partea unui minister, sau știu, e absolut incredibil de dăunător. Cel puțin pe copiii noștri, eu măcar în cursurile mele doctorale am introdus un modul special în care învăț cum să nu depindă de România deloc. Adică depinzând de România... Deci să nu mai depindă așa de mult... Deci slogan, să nu depindă România. Nu, în sensul că să încerci. Acum câțiva ani un politician a lansat altul, m-am săturat de România. Tu spui nu, să nu, nu depindă nicio România. Legătură, nu. Știu, dar nu, ce legătură. Deci să nu depindă de această birocrație năclăită care îi încurcă mai mult decât să le rezolve problemele și cum să acceseze, cum să intre în consorții internaționale, cum să... De exemplu, toate exercițiile astea care le-am făcut cu ei vineri vor fi introduse în rețeaua Comisiei Europene. Deci în legătură cu România. Deci direct în rețea. Și acolo își vor găsi parteneri și de acolo vor căuta finanțări și așa mai departe. Deci ăsta este mesajul pe care eu l-am dat și la curs și am reușit în timp de un an să produc specialiști care să nu depindă de acest mecanism.